Bad for Love, Fotomodele sunt piese de pe viitorul album. E un album e un album care se învârte iarăși în jurul iubirii, ceea ce pe mine mă face foarte fericit. Este un album cu foarte multe variațiuni în compoziție. Sunt ele practic au pornit de la niște teme destul de clare. Asta fiind totuși o notă personală a trupei Vama și a fost o notă personală a trupei Vama Veche, faptul că fiecare piesă spune ceva. Fiecare piesă are o chestie deosebită, abordează o tematică din punct de vedere a versurilor, a orchestrației, a aranjamentelor muzicale. Fiecare piesă are de spus ceva. Cântec prost și Bad for Love conțin aceeași temă, sunt variațiuni pe aceeași temă și asta înseamnă ceva mai mult. Înseamnă totuși o continuare a albumului Fericire în rate, din punct de vedere și compozițional și spiritual. Practic nu ne-am desprins de ce a fost și brusc am luat-o în altă direcție. Acum ce se întâmplă? Totuși există altă componență a trupei și automat forma piesei devine alta. Fiecare vine cu un bagaj de cunoștințe în momentul în care se orchestrează piesa și la prima vedere poate fi altceva, poate să însemne altceva pentru ascultătorul care înainte a ascultat tot ce a scris Vama Veche, tot ce a compus Vama Veche. Dar cert este că o să ajungă la un numitor comun și acest numitor comun va defini ceea ce înseamnă trupa Vama în momentul ăsta. Ca să leg lucrurile, ar trebui să spun că există o piesă care se numește Fotomodele, unde vorbim despre ce se întâmplă în spatele aparenței fericirii unei fotomodel. Am avut ocazia nu neapărat să stau foarte mult cu fotomodele sau am avut ocazia să cunosc câteva fete în diverse ipostaze ale muncilor și ale o parte ale vieților personale și am fost uimit de diferența dintre felul în care privim noi, cei de pe margine, și ce este de fapt. De multe ori singurătate, nesiguranță, nefericire. Să fii fotomodel înseamnă de multe ori să stai în Paris, e adevărat, și să alergi de dimineața până seara pentru diverse castinguri, nu le iei, să poți să stai 3 săptămâni și din 80 de castinguri să iei 2 sau poate să nu iei niciunul, iar seara când ajungi acasă ești varză de oboseală și probabil pe tot parcursul zilei îmbrăcată fiind la maxim de eficiență a lucrului, să fii hăituită de bărbați, mai ales aici în România, și de privirile bărbaților care visează să aibă un fotomodel. Chestia asta duce la frică, la frustrare, la claustrare, la așa că nu e practic mare legătură între Bad for Love și fotomodele, decât la nivelul vizual, că fetele din Bad for Love, mare parte dintre ele sunt fotomodele. Dar fotomodele este o mărturie sinceră a unei categorii despre care nu se spune decât că sunt proaste, blonde, ahtiate după bani și mai știu eu ce. Eu am căutat să ajung în spatele acestei imagini și cred că acolo trebuie să ajungi în general, în spatele aparenței lucrurilor. Cred că toate piesele au o legătură, toate piesele pe care le vom avea vor avea o legătură și s-ar putea să fie chiar un mic film, un fir pe care Tudor l-a propus la un moment dat. O legătură
foarte specială între piese, cu personaje pe care să le regăsim în diferite piese, cu aceleași personaje. O poveste despre de exemplu, despre un cântec foarte, foarte drăguț, Pe Sârmă se va numi, cred, Tudor a propus, și am senzația că vom regăsi cel puțin un fotomodel din Bad for Love, un fotomodel din piesa Fotomodele și încă câteva personaje din alte piese le vom regăsi în piesa Pe Sârmă. Pe Sârmă este un concept foarte frumos, este o piesă care e și foarte frumoasă muzical și vine să spună despre faptul că noi, că am spus-o odată într-un show de televiziune, mi se pare că iubirea nu mai e doar o necesitate, este un lux. Și cred că ca să iubești acum trebuie să fii foarte echilibrat în ziua de astăzi și de fapt iubirea este ca mersul pe sârmă. În iubire cei doi sunt pe o sârmă și dedesubt e prăpastia societății și a lucrurilor, a capcanelor de care vorbeam și a lucrurilor care țin să ne devieze de la iubire și de la sensul ei, și atunci e ca mersul pe sârmă iubirea și trebuie să fii foarte atent să nu cazi și să te susții unul pe altul. Dacă unul cade, celălalt să-l prindă de mână sau să se prindă de sârma aia sau habar n-am ce. Și așa, ăsta e conceptul acestei piese. Ar mai fi o scrisoare către Făt Frumos, care e o formă de întoarcere la copilărie și la niște promisiuni pe care Făt Frumos mi le-a făcut când eram mic și nu s-a ținut de ele până acum. Nici nu cred că o să mai apuce să se țină, pentru că vorba cântecului, îi tastez numele pe internet, dar apar mii de pagini despre el, dar el nu e aici și ne-a lăsat. Este un fel de revoltă împotriva faptului că Făt Frumos și basmele și acea lume când suntem copii, învățăm, când suntem copii, să învățăm niște valori, binele, rău, onoarea, demnitatea, care după aia în societate nu se mai regăsesc. Și noi suntem pregătiți și învățăm să aplicăm niște valori pozitive și ne lovim după 18 ani de o lume în care valorile sunt cu preponderență negative. Și învățăm, ni se spune că viața e o junglă, că orașul e o junglă, că trebuie să ne luptăm, că și practic unde e Făt Frumos? Că Făt Frumos ne-a promis castelul, Ileana Cosânzeana, lupta cu zmeu și așa mai departe. Cârtița este o piesă pentru cei care au ascultat-o. E interesant că noi vorbim foarte mult despre niște piese care nu s-au ascultat foarte mult, dar e bine ca lumea să știe că ele vor veni. Cârtița e o piesă urbană, mult mai urbană și care vine să spună iarăși. Piesele astea, dacă ele sunt poate percepute ca triste, dar au toate un mesaj pozitiv. Adică vreau să se desprindă o învățătură din chestia asta. Cârtița vine să spună că de multe ori trăim paralel cu viața noastră și așa s-a născut această idee a omului care este și aici deasupra, dar și sub pământ. De multe ori tu ești așa ca un fel de dead man walking și mergi, dar de fapt sentimentele tale sunt undeva sub pământ sau invers, nu știu. De multe ori ne despărțim de corpul nostru în viață, parcă nu sunt eu. Și sunt perioade multe de timp în care parcă nu așa vrei să trăiești. Și îți dai seama de chestia asta și totuși trăiești. Și tu de fapt ești undeva sub pământ și în același timp tu ești deasupra pământului. Și am făcut această metaforă a omului care se transformă într-o cârtiță și sapă nu poate să iasă de sub pământ pentru că asfaltul oprește să se întâlnească cu el. Asfaltul fiind practic orașul, citadinul, urbanul. Și așa s-a născut cârtița și asta vrea să spună că e bine să fii totuși una cu tine, să nu fii despărțit de tine. Dacă mai ești despărțit și de tine, o iei razna, trebuie să ajungi la psihiatru și asta este bad. În jurul acestor teme se învârte discul și probabil și vreo două, trei piese foarte pozitive și vesele pe principiu muzică de petrecere, nu știu dacă chiar așa, dar simt nevoia să ne și urcăm pe mese. Ceea ce e un lucru, cred că nimeni n-a murit din prea multă distracție.